Bună ziua, dragii mei! În podcastul de astăzi, Aventura Sănătății, în numele Centrului de Excelență în Prevenția și Întreținerea Sănătății Mașinării Umane CardioMix, îl am invitat pe cunoscutul om de televiziune. Nu mai este o surpriză că deja îl vedeți, nu trebuie să intre din culise, domnul Dorin Chețea. Dorin, mulțumesc mult de tot că cu toate peripețiile zilei de astăzi ai reușit să ajungi. Mulțumesc, Aura, și e o onoare. Dorin Chețea este o figură cunoscută a televiziunii și a jurnalismului din România. S-a speriat un pic de ceea ce am zis eu. Și hai să spunem așa un pic ambrașul, dacă mai sunt persoane care au deschis puțin mai târziu televizorul, nu? Să le explicăm. Este o replică celebră asta. La o simplă căutare veți găsi despre Dorin Chețea, că este cu o carieră destul de îndelungată în presă, în jurnalism, și există acolo un cuvânt care mi-a plăcut mie, jurnalist multimedia. Nu știu dacă cineva știe ce înseamnă chestia asta, dar am făcut repede o analogie în cap în sensul ăsta. Știi cum e, Dorin? Este ca la pregătirea fizică. Mulți fac pregătire fizică, adică sunt jurnaliști simpli, mulți, foarte puțini, fac pregătire psihofizică. Tu ești jurnalist multimedia și într-o traducere liberă, ca să înțeleagă toată lumea, asta înseamnă că este un jurnalist foarte bine pregătit, nu doar pe sport, nu doar pe știri, nu doar pe matinal. Și la viața lui, pentru că mă cunosc de ceva vreme cu Dorin, a abordat subiecte vaste, cu o pregătire temeinică din punctul ăsta de vedere. Știu că oftezi, e așa ca o durere, de ce m-am făcut eu jurnalist multimedia. Ce vreau să mai adaug? Vreau să mai adaug că Dorin este omul practic în televiziune căreia nu-i lipsește nimic. Dacă ajungi la o emisiune cu el, indiferent cât de greu ar fi traficul sau cât de dificil ar fi subiectul, este genul de profesionist care în momentul în care ajunge în fața invitatului reușește să citească invitatul. E, Dorin, eu asta mi-am propus astăzi să fac cu tine, să te citesc un pic dincolo de funcțiile sau profesia pe care o ai și pe care tu de fiecare dată ai afișat-o în presă. Da, mulțumesc, un așa laudat, eu nu mi-a mai fost dat să... Nu mi-a mai fost dat să ascult până acum. Într-adevăr, funcțiile au fost destule, dar profesiunea rămâne cea de bază. În momentul de față am funcția supremă în jurnalism, sunt reporter special. Sau, cum spunea un vechi prieten de-al meu, acum europarlamentar, sunt un biet jurnalist, dar în același timp este o fericire pentru că poți să-ți alegi subiectele, să întâlnești oameni minunați, cât despre ideea asta de multilateralitate, multimedia. Aș încadra o niște vorbe pe care le-a spus un tip pe nume David Randall, a scris o carte extraordinară, jurnalistul universal. El a fost, David Randall a fost redactor șef adjunct la niște tabloide britanice. Cel mai greu este să faci tabloide și emisiuni tabloide, astea pe care toată presa... Eu cred că undeva câteodată și tu ai avut așa un taci în anumite... Da. Așa, și David Randall asta spunea, că nu există jurnaliști de politică, de sport, de războaie, așa, taghetați. Există jurnaliști buni și jurnaliști slabi. Diferența o face, cred că, în primul rând, curiozitatea o face, apoi mai urmează energia depusă și cultura generală, pregătirea temeinică. E o meserie unde aduni. De fapt, cred că e ca în orice meserie. E ca orice meserie. Nu poți să te maturizezi profesional, nu poți să devii capitanul corabiei dacă n-ai dat la vâzle mai întâi. Să vâzlești și tu cu propria. Știi, uite, eu m-am propus astăzi să nu ignorăm cariera ta în jurnalism, pentru că tu ești un om titrat cu ceva vechime în acest domeniu și s-au mai scris și se vor mai scrie multe din toate punctele de vedere. Nu sunt eu prima, dar tu să-mi spui așa, pentru că tu ai podcastul tău, care se numește Doctoria lui Chețea, și o să ajungem și acolo de unde provine și în ce parte merge. Te-ai invitat până acum cineva la un podcast? Da, m-a invitat la un podcast. Știi de ce te întreb asta? Scuză-mă și te las să continui, pentru că Aneta mi-a zis, am venit cu mare drag, este primul podcast din viața mea. Wow. Da, am fost invitat în urmă cu puțin timp, cu vreo 2 sau 3 săptămâni, la Adriana Nedelea, o fostă colegă de-a mea, să vorbim despre Simona Halep. Deci probabil asta e a doua oară când sunt invitat la Eu vreau astăzi să nu vorbesc despre nimeni din sport, ci despre omul Dorin Chețea. Eu știu și te văd. Cum este omul, domnule Dorin Chețea, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu? E un om chinuit, ca să zic așa, dar chinuit cu plăcere. Cu plăcere, frumos. E un chin frumos ăsta, pentru că am 3 copii.
Hai să zic acum la categoria copii, nu dacă ne referim la sub 18 ani, mai am doar 2 sub 18 ani, 2 băieți de 14 și respectiv de 8 ani peste câteva zile, cel mic, și mai am o fată de 19 ani. E interesantă viața asta de tată cu copil la distanță de 5 ani, 5-6 ani diferență, da, fiecare. Etapele. Știi cum e, se mai cresc și unii pe alții, mai păstrezi hainele, tu, mai, da, da. Mai de la ăla mai mare le mai dai la ăla mai mic, chiar și de la fata mai mare. Cred sau că mai asta doar generația noastră mai face, că ăștia de acum în care fac. Așa este, când copiii se fac mai mari, nu le mai nu place le mai, să vor singuri să-și ia. Trend, au, altceva. Au, așa este. Da, da. Ca soț sunt, ca să zic așa, în gospodărie, da? Îmi place să glumesc cu Carmen, cu soția mea, și să când mai mergem, mai mergem pe la munte, știi? Da, mai da, trece da. Cât un tren pe lângă noi, când mergi spre traseul spre Brașov, pe DN, da, da, da? Și vezi niște vagoane și mă uit către și le zic, băi, băieți, vedeți vagoanele alea? Vreo 2-3 vagoane dintre alea, imaginați-vă că ar fi pline de vase și de rufe. Cam atât am spălat iar eu acum la trenuri, dar doar 3 vagoane, nu mai sunt garnituri. N-am avut norocul unei bucătării în care să intre și o mașină de spălat vase. Da? Nici nu trebuie. Am avut de ales să știi, înțelegi, dacă are loc sau nu. Și atunci mie, preferând eu niște corpuri în care să încapă mai multă marfă, mi-a zis soția, vezi că dacă nu avem mașină de spălat vase, o să deții supremația aici, asumă-ți. Mi-am asumat. Și tu te-ai asumat și acest rol pe care... Sunt un tip, și care se mai relaxează din când în când călcând, să știi. Da, eu sunt de acord cu tine, pentru că... Am mai cunoscut bărbați care calc. În momentul în care calc sau în momentul în care fac curățenie din asta generală, cruntă, băi frate, din cele mai multe idei, o las de 10 ori, că mai scriu o idee, mai filmez un clip, e ceva senzație, dar cred că asta vine odată cu vârsta, că la început nu... Probabil, și în rest sunt un tip, zic eu, așa cum apar la televizor, așa sunt, sau invers, sunt și viața reală, ăla de la televizor, nu m-am transformat în altceva, nu-mi place să pozez în altceva, să fiu altul, mă enervez rău de tot, cam o dată pe an, asta știu și băieții mei și trebuie să mă lase în pace, și îmi doresc câteodată așa, cred că visul suprem este să am o săptămână în care să nu fac nimic, să fac ce vreau și să fiu singur cumva. Să continui să visezi, Dorin, că eu nu cred că dacă ai avea această săptămână, ai ști ce să faci cu ea, în primul rând pentru că te cunoști și nu ești genul de om. Tu ai un defect și omenesc și profesional, pentru că orice subiect dobândit, eu știu că tu îl documentezi foarte bine și ai un simț din ăsta al dreptății care te-a și costat de multe ori, spunând adevărul și făcând cercetarea respectivă. Da. Și deși au apărut aceste, hai să zicem, impedimente, că n-au fost probleme, ele au fost depășite și apar în viața oricum, carisma ta, dorința ta de viață și optimismul te-au făcut să mergi mai departe și, deși, cum zice, ai luat pragul de sus cu capul, nu tai, adică ai mers în continuare pentru că cultivi acest spirit al justiției, al dreptății și al corectitudinii care... Probabil asta te-a făcut să reziști în jurnalism atât de mult. Presa, jurnalismul la noi te consumă foarte mult pentru că nu beneficiază de resurse ca în alte țări. Că tot m-a întrebat, pe 1 martie fac 29 de ani de presă. Urma să te nici întreb, nu știu dar cât... nu câți ani faci, ci când a început totul. Fac 51 așa. Pe 15 iulie și pe 1 martie din ăștia 51, 29 de ani de presă. Eram în anul 4 student la Facultatea de Medicină. Când am intrat pentru prima dată într-un redacție unui ziar, venind de pe stradă, pur și simplu, la ziarul Ziua am intrat. Asta îmi place mie, cu oameni bine documentați, că întrebările mele, gata, s-au dus naiba, am luat tot de la cap la început, dar este exact ceea ce trebuia să spunem. Continuă, Dorin. Da, am intrat venind de pe stradă în redacția ziarului Ziua, eu atunci Sorin Sadmari, Puiu Novac, Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi, Cristina Vladu, care rezistă și acum. Jumate din numele știu, jumate pentru mine chiar sunt o nebuloasă, dar denumirea... Încercasem înainte, cu vreo oră, să bat la ușa, de fapt am și bătut la propriu la ușa domnului Ovidiu Anițoaia la Sportul Românesc, am așteptat vreo jumătate de oră, pentru că era foarte ocupat, am apucat să-l văd corectând, este și unul dintre marii mei prieteni de și unul dintre mari oameni, dânsul a cam rămas acum pe... A cam rămas și a făcut foarte multe pentru presa sportivă, n-am apucat să lucrăm împreună niciodată, mi-am dat seama că nu are timp de mine și am zis hai să merg la altă redacție, îmi plăcea atunci redacția Ziua pentru rubrica de sport extraordinară pe care o avea și venind de pe stradă m-au primit foarte bine acolo,
începând cu munca de jos, cu dat telefoane, ca așa era pe vremea aia la Liga a doua de fotbal, să iei echipele, nu exista internet. Să știi toți jucătorii, da, să știi numele, toți jucătorii, că n-aveai, da, de unde să pui, da, prompterul sau, da, dacă ți le scrieai pe o bucată, da, de hârtie sau undeva, n-am scoteai telefonul să, absolut, dai scurpe. Absolut, absolut. Da, primul meu șef, ca să zic așa, a fost Valentin Moraru, care e la Digi, mm-hmm, acum, da, super, da, comentator, da, și super realizator. Sub baghet, sunt de aceeași vârstă, sub bagheta lui am învățat primele lucruri și apoi am fost emis la primul meci de fotbal cu o foaie dintre asta, cam cum e caietul tău, așa, ca să certific că sunt jurnalist. O băgasem într-un chiloțel dintre ăla, da, da, așa, da, da, abia, da, apăruseră chiloții atunci, aia de plastic, da, plicurile alea, nu știu, chiloțeile, zice toată lumea. Da. Așa rămân. În alt, s-au mirat alții în alte țări, că le-am spus, la ei nu se spune chiloței, au tot felul, da, de... Da, mapă de plastic, mă rog, da. Și cu chestia aia mă duceam de fiecare dată, prima legitimație, primind-o după vreo 8 luni de zile. Acum tânărul vrea să aibă legitimație de presă din prima zi, păi nici nu mai ai voie să fii neplătit, că primele 6 luni am lucrat neplătit. Era ca un fel de curs. Da, da. Mi s-a explicat clar, îți dăm șansa să faci un curs practic care este gratuit, dar pentru asta trebuie să muncești. Da, și munceai pe rupte. Și munceai pe rupte, da, în timpul liber. Da, 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 eu am făcut-o pentru că e o ironie la adresa celor care se cred ancore de televiziune, da, după așa 2-3 luni de apariții, da, pe, da, ecran. Un bun prieten de-al meu, Dan Capatos, care a fost jurnalist de investigații, lumea îl știe ca om de presă mondenă, da, da? Da, da. Mi-a fost și coleg, un excelent jurnalist de investigații, are o vorbă, Dan Capatos, invitat la, la, fac chiar o scurtă paranteză, la, da, un eveniment de lansare a unei reviste, OK Magazine, de, uh-huh, mondenități, da, 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 a fost invitat ca mare vedetă să ia cuvântul și a început prin a spune, o mare vedetă nu este niciodată plătită cu bonuri de masă. Deci nu mă mai considerăm mare vedetă. Asta doar în România, da, se România se poate. Ceva de genul, ca să facem, da, ironie, că noi poporul român, da, trăim așa din ironii, dacă vrei să fii, da, o mare vedetă, trebuie să treci prin România, să fii plătit cu bonuri de masă, că și înainte, da, se spunea, dacă vrei să fii un bun șofer, până la Mercedes trebuie să conduci o dată. Absolut, exact, da, dar ancorele de televiziune sunt foarte puține la noi în, da, da, în țară, zic eu, oameni care au mulți ani pe spate, în spate, nu vreau ca să-i dezavantajez pe unii nominalizându-i pe alții, avem vreo 10, cred că, cu totul număr de vrei rămași de-a lungul timpului, cu ani de certificare în profesie și pe bază de audiențe. Eu am venit în televiziune din presa scrisă. De fapt, foarte mulți oameni de televiziune, aș zice, inclusiv ancorele, s-au format întâi în presa scrisă în România. Invers, trecerea n-a prea mers. Da, asta vreau să spun, dacă e o trecere normală, dacă te ajută, dacă cei care acum intră în televiziune direct fără presa scrisă, mie îmi pare evident că ar avea niște minuni. Sunt unii care intră în televiziune venind de pe stradă, direct pe ecran, fără să aibă niciun fel de experiență de presă. Eu până în acel an 4 de facultate, când am intrat pentru prima dată într-o redacție, am început să citesc primele ziare din clasa a 4-a. Mi-a plăcut foarte mult. Am fost tot timpul un om curios. Nu întâmplător am spus că curiozitatea este, da, baza, zic, da, eu, pe care trebuie să o ai. Dacă vrei să practici orice meserie, dar aici este o cerință supremă în jurnalism, trebuie să fii tot timpul curios. Dar tu ai și un izvor de disciplină riguroasă în tot ceea ce faci. Bine, acum se înțelege că ea vine de mic copil din clasa a 4-a, dar mai este, mai vine de undeva. Tata a intrat în armată de la 14 ani, adică până la gradul de general cu 2 stele. O rigurozitate din asta temenică. Și mama care... mea a lucrat tot în armată. Deci din armată se trage, da, ca să zicem așa, e trăsătura, da, asta. Da, din armată e trăsătura asta și pe de altă parte, inclusiv televiziunea înseamnă așa ceva, pentru că la televiziune e ca la orarul de la trenul, ca orarul de la avioane. Chiar, da, și avioanele, da, mai întârzie sau trenurile. Da, aici nu ai voie. Dar aici nu ai voie. Da. Ora la care trebuie să înceapă emisiunea, aia e. Nu poți să dai timpul mai în spate. Există flerul, ca să spun așa, celui care organizează emisiunile în parteneriat cu producătorii. Mă rog, acolo e o întreagă chestie. Nu face nimeni cineva doar... Noi nu suntem decât bomboana pe colivă, exact, și din păcate sau din fericire...
luăm toate aplauzele sau respectiv sau toate meritele, da. Dar în spate, ca tu să arăți bine pe un ecran, stau foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni. Bine, 30-40 cel puțin. În televiziunea română lucrurile se întâmplă altfel pentru că a fost construită pentru așa ceva. Sunt și televiziunile private care aduc un arsenal în pregătirea unui invitat, a unei emisiuni. Dar ce mă face pe mine să râd este că acum mi-aduc aminte că la multe emisiuni te omoară traficul. Și pe tine, da, te omoară traficul până ai ajuns aici, da? Și nu suntem nici live. Absolut, da. Așa. Prezentatorul este cel care trebuie să scoată din situație. Da, dacă așa mă întreb este pe mine, da? Ca, da, un outsider. Dom'le, mi-a întârziat invitatul. Ce facem? Ce punem pe prompter? Ce... Chestia asta ține și de experiență, dar ține de flerul omului, dacă mă întreb pe mine, pentru că puțin se descurcă în asemenea situații. Eu te-am văzut descurcându-te în niște situații... Mi s-a întâmplat odată, acum vreo 4 ani, 3 sau 4 ani, înainte de pandemie, a fost o vară foarte secetoasă, în care trebuia să vorbim despre lipsa de apă din agricultură. E, na, poftim. Da, și undeva ajunsesem la Buftea cu un coleg, aveam o invitată, o distinsă doamnă inginer, care n-am mai ajuns deloc. Aveam cam în jur de 6-7 minute de intervenție cu ea. Da. Luasem de acasă și o săpăligă, găsisem, am cumpărat-o de fapt special de la un magazin, ca să arăt cât de tare este pământul, da? Da, să certifici și cumva... Ca și cum asta nu era totul, că n-a ajuns doamna respectivă, sigur că am dat niște detalii despre secetă, avem niște trucuri, cameramanul filma câmpul, între timp aveam noroc cu telefonia mobilă, că știi, da, da, și că știi unde să cauți când te pregătești și mai te uiți. Ajută foarte mult tehnologia. Ajută foarte mult. Când m-am trezit că Andreea Vișan, producătoarea mea, îmi spune cu vreo 30 de secunde înainte să cam știi după o rutină dintre asta ce urmează și așa, știam că mai am vreo 30 de secunde și trebuie să închei transmisia, da, și îmi spune Dorin, zice, trebuie să mai stai vreo 4-5 minute după ce vorbisem 7, așa, până am stat 13 cu totul vorbind singur, așa, zice, pentru că ne-a picat nu știu ce legătură de nu știu unde, de la Timișoara, intrau și colegii alternativi, da, din țară. Și din motive se întâmplă, oricât de tehnologică ar fi televiziunea. Sunt momente, pe parcursul a 30 de ani de carieră, cum ai spus că ai parcurs, sunt convinsă că ai văzut foarte multe, ai trecut foarte mult. Nu sunt niște ani de ignorat și acum... Rezolvă pe asta, înțelegi? Exact. O rezolv și cu noroc, pentru că s-a nimerit atunci să treacă un cioban cu niște oi pe câmpul ăla pe care nu mișca nimic. Providență. S-a apropiat cumva încet, încet de noi în timp ce vorbeam și am apucat să întreb și oile alea și pe cioban. La propriu, am întrebat și oile, sigur că nu mi-am răspuns. Ce găsesc de păscut pe miriștea aia, că nu se vedea absolut nimic. Da. Dacă ar fi să facem... Așa am și încheiat. Dacă ar fi să facem un throwback, să zic așa, cum zic americanii, pentru că n-ai cum să nu faci chestia asta când ai 30 de ani de carieră în act. Știi că am și vrut la un moment dat, scuză-mă că divagez, nu te-ai plictisit 30 de ani? Niciodată nu te plictisești. Te ține în curent. Asta vreau să spun. Și dacă facem comparația, ok, acum avem tehnologia, da, avem de toate, dar tu vezi și plusurile, cum ar fi tehnologia și tot ce îți face viața mai ușor, pentru că nu putem să le ignorăm, dar vezi și minusurile. Cum era atunci și cum este acum? Avantajul de a face teren, inclusiv în presa scrisă, e unul extraordinar, pentru că așa iei contact cu oamenii și dincolo de asta oamenii în timp capătă încredere în tine. Contactul fizic nu poate fi înlocuit de nimic, de niciun fel de tehnologie. Dacă ai abilitatea ca dacă ai abilitatea, să discuți. Da, e adevărat. Și să și vezi ce face omul la el, la locul de muncă. Înțelegi? Pe de altă parte, media îți oferă ocazia, ca nicio altă meserie, de a face lucruri total diferite, zic eu, în fiecare zi, și de a cunoaște oameni extraordinari. Da? Oameni extraordinari nu înseamnă atenție neapărat vedete. Da? Nu înseamnă neapărat oameni cu anvergură socială, oameni recunoscibili ușor pe stradă. Da. Ce înseamnă profesioniști desăvârșiți în diferite foarte, domenii, multe domenii, foarte multe domenii, înseamnă oameni aflați la limita existenței, oameni amărâți, oameni bogați. Oameni care spun oameni care inspiră. Da, dar oamenii, spunea Franco Zeffirelli la o emisiune acum vreo câțiva ani buni, invitat în România, Dumnezeu să-l odihnească, că și aș certifica asta după cariera mea de 30 de ani, oamenii să știi că sunt fundamental cumva la fel. De mii de ani. Asta spunea Zeffirelli. Da, suntem neschimbați. Așa spune și Mihai Dragomir când vine vorba de evoluție și spune așa. Evoluție, da. Mâncarea este o armă, totul devine nociv pentru că omul a modificat. Din diverse motive pe care nu le spunem aici. Dar în esență,
omul la origini a rămas același primitiv și nu se poate adapta la toate nebuniile pe care le... Oricât ai avea, oricât ai aduna, tot într-un pat dorm, tot, nu știu, tot de cu nimic un kilogram, pleci. Tot cu nimic pleci, tot de un kilogram ceva de mâncare pe zi ai nevoie. Da. Și am probat chestia asta și pe mine. Am o grămadă de încălțări, că îmi place să am încălțări sport și îmbrăcăm. Nu, mie nu-mi place să port costume decât pe la... Și nu port cravată. Nici nu cred că te-am văzut vreodată. Da, foarte rar, la câte un eveniment. Poate doar la cununie sau eveniment. Cam așa ceva, da. Cu toate că am foarte multe haine, știi cum e, te simți bine în două, trei, cam palele rulezi de fiecare dată și rulezi zacunele, deși uiți de ele de pricepe. Asta este, avem o oarecare, oricât am fi de cumpătați, avem o oarecare lăcomie și oarecare, asta trebuie să ne-o înfrânăm cumva, să ne stăpânim. Cu oameni ca Mihai Dragomir și ca tine, ne-o mai stăpânim, să zic așa. Nu sunt mulți ca voi. Da, 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 da. Nu avem succes în momentul în care explicăm lucrurile sau cum ar trebui să fie, pentru că să lupți cu mintea omului și să faci o mică schimbare este doar schimbarea de atitudine direct. Dar schimbarea de mentalitate se produce în ani de zile și cu o muncă enormă. Nici eu nu-l înțeleg de multe ori pe Mihai în anumite situații, cum de nu a renunțat în tot 30 și ceva de ani de carieră să lupți așa cu fiecare om care își construiește ceva în cap și după aia să deconstruiești și să-i arăți care este binele de fapt, pentru că nimeni nu spune interzis, nu faci, dar hai să le aducem la un numitor comun, că asta voiam să spun acum, pentru că ai văzut foarte multe la viața ta, deși scrii foarte mult despre sport, nu ăsta a fost domeniul, sau nu doar ăsta a fost asta a fost plăcerea ta, să spunem, slăbiciunea da, ta, da, da, care s-a răsfrânsă. Nici nu prea mai avem sport acum. Las-o așa, Dorin. Las-o așa, nu ducem mai departe că ne tăiem venele. Da. Dar ai văzut generații, ai văzut guverne schimbate, ai fost în diferite țări, pentru că ai fost reprezentant oficial al României la competiții sportive, unde rar visează cineva să ajungă. Adică eu știu transmisiile tale. E un privilegiu extraordinar. Este un privilegiu și cred că ai fost și alegerea corectă pentru România, pentru că nu văd acum în piața asta cine ar fi putut să transmită feeling-ul ăsta de patriotism pe care tu îl deții, să zici, bă, sunt român, știi? Ce facem, Dorine? Că cu toate astea, cu toată munca și cu toate celelalte și cu toată tehnologia care ne aduce informație și vorbim acum strict pe domeniul nostru, pe sănătate, pentru că și tu ai un podcast care se numește Doctoria Lucrețea, nu este un paradox că deși avem de toate, dispunem de toate, oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi? Oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi din motive de lipsă de rezistență la tentații și din motive de lăcomie. Da? Marketingul, mă rog, hai să zicem agresiv, pe care de care ne lovim în fiecare zi, intră în mentalul nostru picătura chinezească. Da, și ne pune stăpâne. Te duci la hipermarket, să spunem, vorbesc de oamenii care locuiesc la orașe, și ai o listă, ai vrea să ții un pachet de cafea, o pâine și o șurubelniță. Te întorci, de fapt, cu un coș plin cu lucruri de care în mare parte n-ai nevoie, la care nu te-ai fi gândit niciodată înainte, da? Zici, stai să mă mai uit, vreau să mă iau conservă de pește, dar ai mai găsit 13 sosuri interesante, nu știu ce pungi cu fulgi, nu știu ce noutate, nu știu ce așa, și ăsta este motivul pentru care omul, curios fiind, nu rezistă tentațiilor, nu poate să spună stop, vrea să încerce și vrea să încerce fără limite. Plus că alimentele din ziua de astăzi și loviturile pe care creierul tău le primește din toate părțile în fiecare zi, intri în mașină, dai 50 de posturi de radio care te bombardează cu tot felul de chestiuni, telefonul îți dă 400 de mesaje pe zi, dacă ai 3 copii și 50 de grupuri. Și eu primesc aceleași informații. Exact. Da, deci este foarte greu, chiar dacă tu le sortezi cumva sau la unele zici basta, este foarte greu probabil să renunți la toate. Eu îndrăznesc să spun aici și mențin și mi-asum acest risc de a fi displăcută prin a spune adevărul, că ținem primul rând de educație. Totul pleacă de la educație și educația este în general cea pe care eu o invoc culturală vis-a-vis de școală, de tot. Ca să poți să faci niște alegeri trebuie să ai o bază de la care să pleci, pentru că dacă faci alegerile doar cu primul venit pe internet ajungem la ceea ce spui tu, suntem bombardați și cedăm în funcție de preț, în funcție de cine ne place.
Sunt și foarte mulți sfătuitori pe internet acum. Tot felul totul de este pe tot ce se întâmplă, da. Se întâmplă pe internet. Mereu combat cu chestiunea asta. Da, refuzăm să mai comunicăm, refuzăm să mai discernem. Și asta aduce și un paradox. Paradoxul în care, deși informația există, este de foarte proastă calitate. E de foarte proastă calitate și mai mult decât atât, mari escroci care furnizează, o escrocherie generală. Da, tu știi mai bine. Nu există o poliție, din păcate, a internetului. Mari escroci încearcă, se încearcă acum o reglementare și pe net, așa cum la TV există Consiliul Național al Audiovizualului în cam toată lumea, atât cât poate să facă și el să monitorizeze, se încearcă și pe internet o chestiune de genul acesta, pentru că poți fi pradă și mai ales acum cu inteligența artificială, vezi vedete de televiziune vorbind practic și făcând reclamă și la tot felul de produse și intervin oamenii și spun după aia n-am fost eu. Da. Pe baza asta sunt extrem de mulți, repet, escroci sau, hai să nu le zic escroci, oameni, la toți, să nu-i băgăm pe toți în aceeași oară, că generalizările sunt periculoase, dar oameni cu pregătire slabă, 2-3 luni de cursuri pe undeva, au devenit mari nutriționiști, au devenit mari specialiști în well-being, în orice, da? Dau sfaturi, sigur că, evident că, majoritatea sfaturilor nu sunt neapărat rele până intri în meandrele concretului. La un moment să spui, mănânci mai puțin zahăr, asta știe toată lumea, știm toți. Sau fumează mai puțin. Sau alcool mai puțin spre deloc, sau nu știu ce. Dar asta știm cu toții. Dar mai departe, când vrei să te ocupi de tine așa cum trebuie, și ăsta este un trend la care trebuie să ne gândim, atunci trebuie să intri pe mâna profesioniștilor. Uite, apropo de situația lui Mihai, nu doar că are studii și a scris cărți unde și deține tot felul de certificări, dar ce mi-a plăcut la el este că, tot mergând și eu pe la săli și dând de tot felul de oameni, este singurul om care mi-a cerut, înainte de a se apuca, de a se uita la mine, de a lucra împreună cu mine, niște analize. Mi-a nominalizat pe lângă analizele pe lângă toate celelalte, da. Și anumite analize. Da? Majoritatea te primesc într-o sală unde trag 10 inci la aceeași bicicletă și e un fel de competiție. Există această standardizare de care Mihai spune și încearcă, și noi încercăm, asta este și esența acestui podcast, pentru că este sub umbrela Centrului de Excelență Cardiomix de prevenție, pentru că este egida noastră prevenția, suntem cei care luptăm neobosit pentru prevenție și educație, pentru ele cumva sunt acolo. Dacă nu pornești de ei și Mihai spune, dacă arzi etapele, undeva o etapă se va întoarce împotriva ta. Da? Și nu este normal. Hai să revenim așa un pic la registrul nostru. Medicină, medicină, sport, am înțeles. Tu ești și făcut așa, știi, pentru... Adică mie îmi place sufletul ăsta sportiv. Dom'le, orice ți-aș spune despre sport, tu ești de acord. Disecăm informația, avem argumente științifice, dar după aia zici, hai România! Da, îmi place asta. De ce nu muzică, Dorin? Uite, da, să știi, de ce nu muzică? Muzica asta care îmi place. Bine, acum am ales eu muzică, E un foarte mare prieten al meu și un vlogger de succes, Cătălin Oprișan, realizator la radio. Da, care zice, are vină neagră. Am văzut să-i trimit o carte și nu mi-a răspuns nici acum. Uite, poate rezolvăm. Da, așa, și avea o vorbă când eram colegi pe vremuri la Gazeta Sportul acum 25 de ani. Îmi spunea, zice, bă, n-am cum să-ți placă toate urletele astea din muzică, când pe lumea asta există Julio Iglesias. El era cu... Deci gata, am redevenit prieteni, pentru că am o chestie care o spun, dar vezi că e un paradox. Pentru că știi că el a fost fotbalist și dacă nu jupea piciorul niciodată, poate niciodată nu ajungea muzician sau foarte cunoscut la acest nivel. Dar undeva lucrurile astea nu se învârt acolo în univers de capul lor. Există un substrat, deci există legătură și între sport și între muzică. Îmi place să ascult, nu orice, genul ăsta de muzică mai lentă, mai care îți merge la inimă, sigur altora le merge la inimă altceva. Dar, cum să spun, cred că într-o societate fiecare trebuie să se regăsească într-un anume fel de muzică. Să știi că m-am luptat cu mentalități. Am vrut să invit în emisiunile mele, mai mult sau mai puțin, maneliști, de pildă, da?
Maneaua este și m-am lovit de obtuzitatea unor șefi care spuneau: un domnule, noi suntem o televiziune quality, nu facem așa ceva. Dar nu poți să ignori. El face parte din cultura poporului. Exact. Că unde a ajuns Maneaua sau unde o duce fiecare, absolut, este altă absolut, discuție, da. Și ca orice subiect devine complex. Și oamenii ăștia nu pot fi ignorați. Da? Acum, sub cortină, zicem așa, toți suntem pe calitate bun la 3 dimineața la un eveniment. Da, corect. Așa e. Bravo. Bine zis. Într-adevăr. Te-am adus pentru că am vrut să vadă lumea un om relaxat și cred că am reușit să te destin. Aș fi vrut să încep emisiunea cu ce am discutat noi înainte să deschidem camera, pentru că am leșinat un pic de râs, dar vreau să o încheiem în acest mod, nu făcând din ea un pamflet, ci arătând că un om poate fi extraordinar de deștept, extraordinar de profesionist, de în același timp un om de pus la rade. Zim, Tudorin, cum ai venit azi la mine? Care era oful tău? Nu se poate, deci trebuie să reedităm momentul. El nu o să mai iasă ca din prima. Dar trebuie să spunem lucrul ăsta. Da, oful meu a fost ăla că în primul rând n-am găsit din prima adresa locația, deși fusesem aici cu 3 zile înainte, 4 zile înainte. Și am rătăcit-o de vreo 4 ori cu toată harta pe care o aveam. Și cu toate astea ai fost punctual ca la TVR, domnule, n-avem știință. Da, totdeauna am învățat de la părinții mei, asta e o moștenire din familie, punctualitatea. Și tatălui meu, dacă îi spui pe 18 martie îi spui acum trebuie să ne vedem la ora 5 undeva, așa, ora 17, la 17 fără 10 e acolo. Da. Întotdeauna e cu câteva minute mai devreme, pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Mai ales în ziua de astăzi. Da. Eram și îmi maschez o oboseală așa, mă apucă ea pe la vreo 2, așa mă va cotropi un pic, că îmi cunosc corpul. Pentru că avem un cățel acasă care a lătrat toată noaptea după pisicuțele care trec prin curte, tentate de mâncarea pe care o punem cățelului. Că normal. O duc miroși, le ghidează mirosul până acolo. Și pur și simplu n-am știut ce să-i mai fac. Da, am ieșit de vreo 3 ore, a strigat la el. Până la urmă mai lătrat și după mine, nu-l ținem în casă. Sigur că eu nu tolerez animalele în casă și curtea fiind mică, consider că chinui un animal, iubesc câini, iubesc pisicile, am încercat toate tipurile, am avut o adevărată grădină zoologică, broaște țestoase, porumbei, papagali, pisici, câini, de vreo două, câteva exemplare de-a lungul timpului, nu ne-a ieșit cu niciunul. De fiecare dată i-am plasat la alții și de fiecare dată facem această greșeală. Mai un nou membru. Atenție, eu sunt ăla care se opune, da? De fiecare dată chiar vehement. Asta și, trebuie să ascultați. Da? Și după 3 zile ăla care se opune, devin tatăl lor. Da, e ăla care are de fapt grijă 100%, nu 90% sau 95%, da? Pentru că se instalează nepăsarea la ceilalți și evident și confortul. Că Toria deoparte și este cel care duce la bosul, știi? La un moment dat mă gândisem, dar zic, n-are cum să-mi reușească mie un banc în emisiune când Dorin în sine este bankman și o vine cu de toate, inclusiv cu dacă această... doream să-ți distrug podcastul, venea și cu cățelul după mine. Mai facem partea a doua. Da. Facem partea a doua oricum cu mare drag. Într-o notă și serioasă și relaxată, spunem dacă era ceva ce eu ar fi trebuit să întreb și nu am știut să te întreb. Da, uite, asta e o întrebare interesantă. Până când ar fi putut fi? Da. Până când? Da, până când cu jurnalismul? Până când cu această călătorie continuă? Cred că până la final, aș putea să spun. Și eu aș zice la fel. Nu te-aș vedea altfel, sincer îți spun. Da, și asta. Exact. Da. Dar consider că trebuie dusă cariera asta la... Pentru că nu este una de neluat în seamă, sunt totuși 30 de ani. Eu vorbesc în cunoștință de cauză pentru că domeniile în care tu ai ajuns sau temele pe care le-ai abordat nu sunt puține, de aici acest jurnalism. Să știi că sunt și mulți care mă contestă. Întotdeauna, vorba lui Sorin, Sadmari, jurnalistul necontestat, e jurnalist de plută. Exact, da. Și este o inspirație și ar trebui să fie și un exemplu, dacă am avea această putere să o înființăm noi, pentru cei care vin și n-au de la cine învăța. Pentru cei care vin această plajă acum și nu știu cum s-a făcut. Din păcate, mentorat în România, să știi că nu prea există și dacă ai vrea să faci asta... Paradoxal, nu ești ascultat. Nu ești ascultat mult. Și nici nu ești promovat, pentru ești că promovat. Și noi întâmpinăm aceleași probleme, pentru că ține de același lucru la care vin, de informația de calitate, ține de câtă susținere ai și noi românii, nu suntem foarte buni susținători ai
propriilor modele sau ai consacrării unor oameni care propagă binele. Și, nu știu, e ca un brand de țară. După ce murim, ne mai aplaudă câte unul, doi. A început să moară și această chestie odată cu moartea Respedie. L-am adus astăzi în fața dumneavoastră, după cum ați văzut, pe carismaticul jurnalist, om de televiziune și om, Dorin Chioțea, căreia îi mulțumesc încă o dată pentru prezența dată la sfârșit. Mai o dată semn, Dorin. Da? Da, da. Cu bine, dragilor. Vă mulțumim.